partenerul emisiunii Compania Antibiotice, aproape de oameni cu știință și suflet. Bună ziua și bun găsit la Izvoare de Sănătate. Sunt Vasile Stărăstoaie și astăzi vom aborda un subiect de tip poveste. Povestea vieții și a morții în epoca contemporană. Un subiect de tip poveste, dar care nu se desfășoară așa frumos ca într-o poveste. Pentru că în societatea contemporană vorbim despre criză și uităm de fapt să vedem dacă această criză este strict economică sau nu este o criză a valorilor, o criză de sens. Și discutăm astăzi despre valori, despre viață și moarte, despre modalitatea în care putem trece de la viață la moarte și dacă societatea contemporană, ceea care ne vorbește foarte mult despre revoluția științifică și tehnică, nu a uitat cumva despre repere morale. Astăzi discutăm despre eutanasie. Trebuie un cuvânt pentru unii foarte cunoscuți, pentru alții misterios și care în realitate, ca să schematizăm, înseamnă moartea produsă de către cineva, unei persoane care solicită această moarte din diferite motive. Boală incurabilă sau dureri, etc. Deci, eutanasia, care este o moarte, așa zis, dulce, nu este altceva decât o încercare a noastră să rezolvăm radical o problemă la care deseori nu găsim soluții. Discutăm despre moartea la cerere împreună cu un preot ortodox, cu părintele Calistrat, bine ați revenit, bine v-am găsit, și cu un specialist în bioetică, conferențiar dr. Beatrice Ioan, care și-a făcut un masterat în Statele Unite ale Americii, unde deseori această problemă este reluată și naște dezbateri. Bine ați revenit! Bine v-am găsit, mulțumesc! De la început, care sunt argumentele celor care susțin eutanasia? În primul rând, trebuie să recunosc că într-un prim moment subiectul m-a șocat un pic. Este un subiect atât de vechi și totuși atât de actual. Hipocrat însuși spunea că nu avem voie să curmăm viața pacienților noștri. De ce s-a ajuns la susținerea acestei, să spunem, manopere medicale până la urmă? În primul rând, pentru că s-a promovat foarte mult autonomia. Principalul argument în susținerea eutanasiei este o autonomie individuală. Susținătorii acestei morți blânde, morți din milă, sau cum se mai spune, morți dulci, spun că fiecare individ are dreptul la autodeterminare. Are dreptul să spună gata. Atunci când consideră că existența sa nu mai are sens sau este prea dureroasă pentru a fi continuată. Deci, practic, s-a ajuns la această situație, în primul rând, pentru că s-a promovat și se promovează în continuare autonomia, dar un argument care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am considerat foarte pertinent este, de fapt, un aspect asupra căruia mi-a deschis ochii profesorul Engelhardt din Statele Unite. Discutând cu dumnealui despre eutanasie și despre ceea ce se întâmplă în Olanda, dumnealui a spus că, deși, sigur, Olanda are multe particularități, principalul fapt care a dus la legalizarea eutanasiei în Olanda a fost secularizarea societății. Faptul că oamenii s-au îndepărtat de religie a fost principalul argument care a stat la baza acestei atitudini. Autonomia. Autonomia nu înseamnă și independență. Cum privește biserica eutanasia? E dreptul la autonomia a persoanei în așa fel încât el poate să distrugă viața? În primul rând, domnul profesor și doamna doctor, țin să vă argumentez un lucru. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea că primul doctor care a făcut prelungirea vieții pe pământ unor oameni a fost Hristos, fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain și Lazar. Deci acest doctor a venit și a suflat cu puterea dumnezească
a vorbit, a poruncit și viața s-a întors la loc de acolo de unde a trebuit să-și continue mersul, nefiind aceste tehnici moderne despre care doamna doctor a vorbit, hrănirea, perfuzia, intubarea și așa mai departe. Dar noi ne uităm că totuși acești oameni înviați până într-un final au sfârșit prin a muri. Dar au murit, nespecificând Scriptura când și cum, ca toți ceilalți oameni. Dar cea mai importantă moarte a fost moartea lui Hristos, care privită din punct de vedere artistic sau literar, citind Sfânta Scriptură, a fost o moarte de bunăvoie. Cineva ar putea să spună și Hristos și-a primit patimile și chinurile pentru mântuirea noastră de bunăvoie. Care este diferența între mersul societății față de biserică prin moartea particulară sau independentă, individuală, față de moartea lui Hristos, care are în ea ce? Hrana cea vie sau viața cea veșnică? Deci când mori primind cununa suferinței după modelul lui Hristos, suferind indiferent de pătimire, pe măsura cât știința îngăduie calmarea durerii, pentru că e ușor să spunem răbdare, dar nu știm ce înseamnă o durere de metastază sau de cancer sau oarecare suferință, dar dacă suntem cu adevărat creștini sau privim din logica creștinătății, bioetica, deci de la sine cuvântul etică, deci te îndeamnă să nu-l faci pe cel de lângă tine să-și piardă cununa sfârșitului, pentru că sfârșitul încununează. În ce te va găsi, între aceea te va lua, în ce te va găsi, în aceea te va judeca. Dacă un om își acceptă sau își semnează singur moartea, din punct de vedere patristic, filocalic, scripturistic sau legal, canonic, bisericesc, el nu este altceva decât un prieten al Iudei, care își dorește moartea singur, neputând să rezolve o întâlnire cu Hristos. Și îi spuneam doamnei doctor înainte de a începe emisiunea, consider că liberul arbitru al omului și cu liberul arbitru al lui Dumnezeu, care este creatorul nostru și stăpânul nostru, dar nu intervine în viața noastră, cine lasă de bună voie și nesiliți de nimeni să întoarcem fața spre el, va face ca cei doi vectori, viața umană și viața în Hristos, să meargă paralel. Dacă noi putem să întâlnim, ne-am mântuit, iar dacă am semnat o moarte alternativă, lipsind suferința, durerea, răbdarea și celelalte virtuți care sunt greu de îndeplinit, dar sunt necesare mântuirii, s-ar putea vectorul să deschidă o altă direcție și atunci să nu ne întâlnim niciodată cu Dumnezeu. Și dacă ne-am lipsit de Dumnezeu, ne-am lipsit și de sensul vieții și de sensul morții. Prima intervenție în emisiunea noastră este ca de obicei a cetățenilor. Vox Populi. Sunteți de acord cu eutanasia la oameni? Depinde. Adică dacă este într-o situație gravă și nu ar mai avea șanse să trăiască și doar s-ar chinui în ultimele zile? Nu știu ce să vă spund. Depinde de caz. Da, hai să zicem că da. Știu eu, fiecare cum dorește. Eu n-aș fi de acord. Există două variante. Ori privești ca doctor, ori ca pacient. Iar lucrurile se discută altfel. Eu sunt medic și în principiu nu sunt de acord. Deși ar fi o salvare pentru unii oameni. Asta e realitatea. Sunteți de acord cu eutanasia? A câinilor, da? Sunt. Omul trăiește cât are de trăit, domnișoară. După legile creștinești, trebuie să trăiești câte zile ți-a dăruit. Fiecare trebuie să-și ducă crucea până la capăt. Sunteți de acord cu eutanasia? Nu. De ce? Pentru că e o metodă prea drastică. Unele chestii te-ar face să fii de acord, dar ne aduce aminte de Hitler, de nu știu, dar nu-i corect oricum. Mai sunt și consecințe religioase, că te gândești că e păcat, ar fi ca un fel de sinucidere până la urmă, nu știu exact. Sunt chestii discutabile, nu cred. Da, dar Dumnezeu nu dă pe pământ chestii discutabile până la urmă. Da, mor de boală incurabilă, ce să mă eutanasiez? Aș chinui așa până la sfârșit, dar n-aș solicita așa ceva. Adevărul este că unii suferă într-adevăr foarte mult, dar nu sunt de acord. Eu nu pot să fiu nici așa, nici așa, eu sunt neutru. Deci se pronunță aia de specialitate, nu oamenii de rând. Habar n-au oamenii de rând. Am văzut care este opinia. Majoritar este împotriva eutanasiei. Ce argumente putem aduce să nu fim de acord cu eutanasia? Sunt multe argumente împotriva eutanasiei și trebuie să recunosc că de-a lungul timpului m-am gândit mult la aceste argumente.
Pentru mine, cel puțin, cel mai important este argumentul miracolului și al speranței. Există acel argument care spune că întotdeauna oamenii trebuie să spere într-un miracol. S-au văzut foarte multe miracole. Apoi, oamenii trebuie să aibă speranțe și trebuie să fie cineva care să-i ajute să spere. Dar ce aș vrea eu să spun, apropo de faptul că unii dintre oameni sunt pentru, alții împotrivă, e foarte interesant să vezi ce vârstă au oamenii care sunt radical împotrivă, ce vârstă au oamenii care sunt radical pentru. Unele studii arată că tinerii sunt mai înclinați să fie ceva mai relativiști, să spunem da, în anumite situații da. Pe când persoanele care se apropie de o anumită vârstă tind mai mult să spună că nu sunt de acord și că nu e bine să acceptăm eutanasia. Ați văzut comentarii. În general, deci, spre deosebire de alte studii pe care le-am urmărit și eu în străinătate și în care acest argument, să spunem, al credinței apare mai rar, majoritatea au și spus, este un păcat. Este un păcat? Categoric. Deci, cuvântul păcat nu înseamnă neapărat o faptă rea. Pentru că cel care crede că face acest act al eutanasiei unui om suferind de luni, de ani, sau poate chiar cum au fost cazuri îndelungi, cum am văzut și în mass media, deci trebuie să punem în față două lucruri. Criteriul moral. Atât timp cât Dumnezeu ți-a dat viața, El poate să hotărască clipa sau finalul ghemului. Doi, atât timp cât nu ești în stare să creezi viață, nu poți să iei viața, cum spunea și doamna cu jurământul lui Hipocrat pe care l-au medicii. Iar punctul forte, fiecare clipă de viață este o veșnicie. Poate un suspin în acea durere spală o mulțime de păcate atunci când nu te durea nimic. Și atunci consider că biserica nu neapărat numai din punctul fundamentalist sau fanatist, vai, nu-i voie și gata. Nu! Orice suferință nu poate fi mai grea decât mântuirea. Mântuirea este cel mai greu act în viața unui creștin, indiferent că este ortodox sau catolic sau protestant sau anglican sau ce să crede, a vrea să fie. Deci cel ce crede în Dumnezeu, te nădejde că El este viață și nu moarte. Și dacă biserica ar fi de acord cu eutanasia, ar fi de acord, cum spunea și o domnișoară din platou de acolo din interviu, cu sinuciderea. Pentru că ea este o sinucidere intelectuală, nu este una de tip bădăran, spânzurat, înnecat, intoxicat, otrăvit. Deci este ceva mai finuț. Adică e un mod al satanei de a ne arăta un chip de înger. Deseori se vorbește în susținerea eutanasiei despre drepturile omului și mai nou se spune dreptul la o moarte demnă. Constituie acesta un argument? Nu constituie un argument. De fapt, problema foarte mare în eutanasie este că, după părerea mea, se încearcă rezolvarea unei probleme sociale prin metode așa zise medicale. Omenirea a mai trecut odată printr-o asemenea experiență, să nu uităm de eugenie. Când oamenii au încercat să rezolve criminalitatea, declinul social prin metode medicale, ceea ce a fost sigur un dezastru. Ei bine, eu cred că asta se urmărește și acum. De ce? Societatea nu are sau nu și-a creat, din păcate, pârghile necesare pentru a ajuta oamenii aflați în suferință. Părintele are perfectă dreptate. Noi nu știm ce înseamnă durerea într-o metastază. Dar nu trebuie să uităm că medicina a ajuns la stadiul în care poate să amputeze această durere. Se poate face un management adecvat al durerii, se poate include pacientul într-un program de paliație, de îngrijiri paliative, care nu să dea durată vieții, să dea calitate vieții lui. Și atunci acel pacient, acel om, în ultimele zilele vieții sale să-și valorifice ultimele clipe și nu să implore pentru ca cineva să-i curme suferințele. Lumea științifică a încercat să clasifice eutanasia, să spună că poate cea activă și voluntară este, să spunem, etică, morală, cea non-voluntară să o pedepsim. Există vreo diferență? Nu există o diferență pentru următorul fapt. Dumneavoastră ați spus așa, dreptul la o moarte demnă. Moartea demnă au avut-o eroii și o sta și pe câmpurile de luptă, care știau că merg la moarte, dar pentru o cauză. Dar dacă ești în pat și ești îngrijit și toată atenția este asupra ta și cei din jur concentrează tot ce pot pentru a-ți da o speranță și o clipă de viață și de bucurie, trebuie să ai și tu participare la străduința lor,
tot ca o încărcătură spirituală și tot ca o încărcătură morală, pentru a nu-i descuraja pe ei, chiar ca specialiști, dacă tu ești în suferință insuportabilă. Deci cea mai demnă moarte este moartea cu Hristos și cu conștiința morală în păcate. Este momentul să ascultăm și, cum de obicei, și opinia altor specialiști care se vor pronunța dacă este eutanasia acceptabilă, dacă eutanasia este morală sau imorală. Eutanasia este o problemă care este foarte mult discutată, foarte mult dezbătută, adică sunt foarte mulți factori care se implică. Necesită dezbateri foarte mult, categoric sunt contra. Socot că nu există un lucru care să aparțină nenormalității, anormalității decât acesta. Omul este făcut pentru viață, omul este făcut pentru a trăi. Moartea nu este firească, moartea este un accident intervenit în existența omului și a umanității. Let me first distinguish between physician-assisted suicide and euthanasia, because I think very often people speak of the two things together and they're quite different. Omul, fie el sacerdot, fie el muritor de rând, fie credincios în Dumnezeu, sau dintr-o pricină sau alta, neavând credință în Dumnezeu, este îndatorat să lupte pentru viață. Până la urmă, omul, chiar dacă cu gura lui solicită moarte, are o anumită speranță că totul nu este încheiat pentru sine. În situația în care suntem în fața unei stări terminale, personal, consider că trebuie să facem totul pentru a ușura suferința pacientului. Deci, în ceea ce privește combaterea durerii și așa mai departe, nu trebuie să avem rezerve. O mână caldă așezată pe fruntea celui care cere moartea. O privire curată, o atitudine care să fie precedată de rugăciune pentru acea persoană, toate aceste stări, toate aceste atitudini au capacitatea de a relaționa cu inima acelui om care, datorită suferinței, ajungând la limita ei cea mai feroce, cere moartea. Această medicină paliativă, medicina de ușurare a pacientului care nu mai are șanse de vindecare, este foarte importantă, este foarte utilă, este foarte umană și păstrează întru totul mesajele de bază ale medicinii, care primul lucru este să nu faci rău și să poți să ajuți cât poți. At least when we talk about euthanasia, we're talking about a physician who affirmatively ends the life of a patient, which is different than physician-assisted suicide, where, for instance, a physician might give the patient a prescription, and if the person chooses to fill it or not fill it or use it or not use it, it's up to the patient. Cei care oferă unui copil foc ca să se aprindă, nu înseamnă că s-a o dorință legitimă a acelui copil. Oprindu-l din a-și da foc, înseamnă a-l iubi pe acel copil și nu ai satisface o doleanță nebunească. Într-adevăr, cuvintele înalt preasfinției sale, Teofan, ca să spunem așa, au concluzionat și atunci vine și o întrebare legitimă. Avem noi, să spunem, siguranța că atunci când un om care este bolnav, care are dureri, când solicită că vrea să moară și solicită eutanasia, el își exprimă voința și dorința reală sau este influențat de starea de boală? Eu sunt convinsă că în majoritatea cazurilor nu este o dorință reală. Pornind de la însuși faptul că omul nu este făcut pentru autodestrucție. Să ne uităm în jurul nostru, omul face totul pentru a-și prezerva viața. Apoi, mergând pe argumente științifice, există studii care arată că pacienții terminali suferă de o serie de tulburări mentale, să le spunem, nu ating pragul unor tulburări psihice, dar suferă în primul rând de depresie. Apoi suferă de acel sindrom de abandonare.
Prin urmare, sunt studii foarte serioase care cataloguează acești pacienți terminali în diferite categorii și arată că în cel puțin 90% dintre acești pacienți, medicii și psihologii pot interveni eficient, în așa fel încât să le schimbe radical decizia de a-și lua viața sau de a fi ajutat să moară. Prin urmare, trebuie să avem în vedere faptul că starea de boală, un diagnostic de boală gravă, o stare terminală, influențează în mod decisiv comportamentul și gândurile pacientului. Și atunci, părinte, dacă este comportamentul influențat, gândurile influențate, mai putem vorbi despre liberul arbitru? Acea persoană mai are liber arbitru când solicită ca altcineva să-l omoare? În rațiunea lui, da. În rațiunea lui, da, în momentul de criză. Dar dacă deschidem cărțile de cult și citim în molitfelnic, vom găsi trei elemente pozitiviste care vin în sprijinul omului bolnav ajuns la epuizare totală. Sfântul Maslu, care duce la dezlegarea păcatelor sau la tămăduirea trupului cu un de lemn sfințit, citirea dezlegărilor pentru păcatele săvârșite, fiindcă plata păcatului este moartea și păcatul este cel care alterează umanul și spiritualul, și trei, există două rugăciuni de dezlegare a celui ce se luptă greu cu moartea și dacă el are nădejde și credință, într-adevăr poate pleca cu Hristos la drum și nu de unul singur, după voința proprie sau influențată. Ați ridicat o problemă, o problemă a costurilor și, să spunem, suspiciunea că deseori în momentul în care în societate se promovează eutanasia, de fapt vorbim despre o eutanasie economică, că sunt costuri foarte mari, acești bani am putea să-i dirijăm, am auzit astfel de argumente ca să rezolvăm alte probleme de sănătate. Putem accepta această problemă a costurilor care se ne ducă la o eutanasie economică? Pentru că atunci nu mai înțeleg de ce l-am condamnat pe Hitler, de ce am condamnat pe cei care au făcut parte din echipa lui Mengele. Sigur că nu putem accepta un asemenea argument, dar... Dar el există. Absolut. Trebuie să fim realiști, să nu ne amăgim. Se vorbește acum foarte, foarte mult, dumneavoastră spuneați că există mai multe forme de eutanasie. Sigur, nu are rost să ne apucăm să le clasificăm, dar există acea eutanasie pasivă, adică întrerupem suportul vital al pacienților. Și sunt unii care spun, îl întrerupem pentru beneficiul pacientului. Sigur că nu au puterea să recunoască faptul că, de fapt, undeva în spate scopul tot este că e foarte scump să ții în viață un asemenea pacient. Apoi, îngrijirile paliative sunt îngrijiri, vorbea și domnul profesor Ungureanu, sunt îngrijiri foarte scumpe. Trebuie să ții pacientul într-un mediu care să fie cât mai apropiat de mediul lui de viață. Trebuie să ai o echipă multidisciplinară, trebuie să ai un medic, trebuie să ai asistente, trebuie să ai preot, psiholog, sociolog. Deci pacientul trebuie privit holistic. Asta costă foarte mult. Și atunci, tocmai de asta, revin la ce spuneam mai devreme. Să sperăm că nu se va încerca rezolvarea unei probleme sociale, nu avem suficienți bani ca să-i ținem așa cum trebuie pe acești pacienți, și atunci încercăm această minimă rezistență, că până la urmă asta este eutanasia, este punctul cel mai slab. Da, dar oare n-am ajuns aici tot din cauza noastră? Că pentru că am dezvoltat domenii ale medicinei și această terapie intensivă, uneori depășită, când ținem în viață, să spunem, cadavre vii, el nu mai are nicio activitate, totuși îl ții, când întrerupi, este oare eutanasie? E păcat să întrerupi această susținere la persoane la care oricum nu mai există nicio șansă, nu mai au activitate decât strict vegetativă sau nu? În momentul în care știința a atins praguri pragmatice și în momentul în care știința a depășit voința lui Dumnezeu, automat apare și reversul, pentru că același lucru l-a dorit Adam, să fie Dumnezeu, dar pe propria lui putere, nu pe puterea lui Dumnezeu. Și în momentul în care știința a ajuns acest prag în care se poate face un cadavru viu, cum spuneți dumneavoastră, n-a făcut altceva decât să intervină în lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu l-a supus pe om altui lucru. Și așa, ți-ai dorit o suferință științifică și artificială? Luptă-te cu ea ca să vezi până unde duce. Pentru că finalul
harul este tot al lui Dumnezeu. Când ați văzut și ca în calitate de medic și dumneavoastră și dumneavoastră, atâtea cazuri în care mori de simple boli care s-ar putea trata la prima vedere și trăiesc sau se sedează și trăiesc vegetativ oameni care au boli foarte grave. Tocmai de ce? Complexitatea bolii arată și complexitatea științei, dar și complexitatea încurcării cărărilor. Pentru că a spus Hristos, cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Iar acolo unde sunt și eu, acolo e și sluga mea și din porunci mă veți cunoaște. Dacă doi sau trei s-au adunat în numele meu și eu sunt cu ei și s-au văzut miracolul, un asemenea miracol am văzut în 96 în Grecia, când într-o salvare, în timp ce se ducea spre urgențe cu un om accidentat, o femeie, asta poate fi confirmată de părintele Petroniu Tănase de la Prodromu, în luna august, au sunat la schit ca să întrebe cum s-a întâmplat și cine este Ioan Valahu, s-a arătat în salvare celui bolnav, Sfântul Ioan Valahu, și i-a spus așa, te-ai făcut sănătos, dar vorbește lumii despre mine. Și s-a sculat pacientul accidentat de mașină înșezut în salvare și a spus, Ioan Valahu m-a vindecat. Și au crezut că este nebun, dar era perfect sănătos și ei nu știau grecii cine este Sfântul Ioan Valahu. Acestea sunt miracolele de care vorbeam la începutul emisiunii. Dacă ai nădejde în Dumnezeu, apare și Dumnezeu cu nădejdea. O clipă, așa se și intitulează, o clipă de lumină în noaptea veșniciei, aceea e rugăciunea. Picătură cu picătură te face să fii veșnic în lumină și în nădejde. Aici punem în mod natural capăt dezbaterii cu o concluzie care se referă nu la o activitate strict pragmatică, ci la spiritualitate, pentru că totuși dacă ne diferențiem de alte specii, ne diferențiem prin faptul că avem și suflet și conștiință. Avem și suflet și conștiință. Sunt Vasilea Stărăstoaie și vă dau o nouă întâlnire aici la Iași, la Izvoare de Sănătate, săptămâna viitoare. Partenerul emisiunii, compania Antibiotice, aproape de oameni cu știință și suflet.